Clipul ăsta e o continuare a unui clip mai vechi. Nu necesită neapărat să urmăriți clipul vechi ca să înțelegeți despre ce e vorba în clipul ăsta. Nu e continuare, mai degrabă o actualizare. Clipul de care vorbesc se numește Am desenat pe prima mea chitară, a durat un an, postat în 2021, iar astăzi, 2 ani mai târziu, am venit cu actualizare. Vă las acolo o cărțulie să-l vedeți dacă nu l-ați văzut deja. E dur, e greu. E foarte greu clipul ăsta, pentru că în cele ce urmează să urmăriți, am distrus chitara pe care am făcut-o în clipul ăla ca să o fac din nou. Hai să-i dăm drumul la clip. Am cântat enorm la chitară după ce am finalizat proiectul. M-a urmărit cumva prin aventura asta din ultimii 2 ani, în care cred, eu așa cred, că am evoluat destul de mult în ceea ce privește cântatul la chitară. Dar nu era ce trebuie. La foarte puțin timp după ce am asamblat chitara și a venit videoclipul ăla, am început să remarc probleme în lucrarea pe care am făcut-o. Cum ar fi zgârieturi pe suprafețe lucioase, pe care n-am reușit niciodată să le lustruiesc. Zone problematice, foarte zbârcite, zone în care a crăpat vopseaua, în zonele cu multă presiune de la șuruburi și de la componente. Vopseaua cumva a înflorit, s-a deschis într-un mod în care nu trebuia să se întâmple, în special în zona gâtului, în zona cheițelor de acordat, în locul unde a stat pe stativ și în zona asta de la horns, n-am alte cuvinte, nu știu, de la ce e asta pe care ții chitară, habar n-am. Pe lângă toate astea, vopseaua albă pe care am folosit-o a început să se îngălbenească. În timpul procesului eu schimbasem tipul de vopsea folosit, deci practic am avut două tipuri de vopsea albă puse pe chitară. Una din ele s-a îngălbenit, cealaltă nu, și a rămas o tranziție perfectă aici, unde se vede în imagine, care o făcea să arate absolut peticită, și toate astea mă făceau să nu o simt ca pe o chitară scumpă, că cumva asta era premiza. Am zis, băi, am chitara asta cu care am învățat să cânt, prima chitară pe care mi-am cumpărat-o, cu bani strânși foarte greu, am vrut cumva să o onorez prin ce făcusem atunci. Dar ce făcusem eu o făcea să se simtă mai prăpădită și mai ieftină și mai zob decât era înainte. Iar pentru aventura asta pe care am avut-o, o să mulțumesc sponsorului din clipul de astăzi, Sprite, care îmi susțin munca deja de peste un an și ceva și care m-au susținut și m-au sprijinit chiar și în perioada asta de pauză în care n-am postat pe YouTube. Mi-au sprijinit deja munca și contentul de pe Instagram, m-au trimis la festivaluri, evenimente și chiar au desfășurat giveaway-uri pe pagina mea de Instagram susținute de ei, adică în care ei dau premiul, Really Cool People, și clipul ăsta este susținut de Sprite România. Deci, practic, lucrarea a fost finanțată cu sprijinul lor. Big shout-out to my Sprite people. Mersi din suflet, Sprite. Luați și voi o doză de ceva rece ca să stay cool când hit happens. Oh, și o să hit happens clipul ăsta mult. Așadar, în noaptea de... Nu mai știu în ce noapte. În noaptea de 2 aprilie. Dar anul ăsta, 2023, m-am trezit la un moment dat că nu mai suportam chitara, așa că am dezasamblat-o foarte repede, i-am văzut în continuare defectele și sub părțile de plastic și sub părțile de metal, moment în care chiar am zis nu, trebuie să o iau de la capăt. Și cu cât încep mai devreme, cu atât o să termin mai repede. Nu obișnuiesc să fac asta, n-am făcut niciodată treaba asta, nu mi-am distrus niciodată o lucrare sau un desen. Este pentru prima dată când distrug cu bunăvoință un desen pe care l-am făcut, pentru că țin foarte mult la arta mea. Și îmi păstrez toate desenele pe care eu le-am făcut vreodată pe canalul ăsta, sunt într-un dosar, în dulap. Pentru prima dată am distrus o lucrare pe care o făcusem, ca să rămân foarte surprins de felul în care se decoja vopseaua de pe chitară. În unele zone efectiv sărea vopseaua de parcă nu se lipise niciodată de suprafața neagră a chitarei, iar în zonele galbene pare că lacul nu se prinsese niciodată de vopsea, nu știu ce s-a întâmplat acolo, se decoja exact ca o bucată de plastic subțire. Din nou, exact în clipul trecut, am simțit niște momente super aparte, în momentul în care am stat târziu în noapte cu chitara îngrijind-o, scobind cu dalta în vopsea, sperând că o să fie mai bine. Zic, repetându-mi în cap, o să fie mult mai bine, merită să fac treaba asta pentru că o să iasă o lucrare excepțională. Am fost surprins că pe anumite părți a început să sară vopseaua neagră, care de desubt avea o textură foarte ciudată și n-am înțeles nimic ce se întâmplă. Ideea e că după un anumit punct am început să trec de vopseaua neagră până am rămas cu mare parte din chitară culoarea lemnului. Vă dați seama, a fost super șocant pentru mine să-mi văd toată munca făcută fărâme. Să o iau practic cu mătura de pe jos, dar a trebuit să o fac. Și bineînțeles nu se putea să nu fac asta. Am oprit câteva spărturi din vechiul artwork de pe chitară pe care le-am înrămat, pe care am de gând să le păstrez, o să le țin foarte mult timp așa.
Am continuat, bineînțeles, cu șefuirea, am intrat cât de adânc am putut, am făcut-o cât de dreaptă s-a putut, apoi am trecut mai departe. Am început cu un strat subțire de primer. De data asta nu mai puteam să risc să nu se prindă vopseaua de chitară. Așa că un strat de primer sau grunt, cum îi zicem noi în română, mi-ar fi umplut câteva din imperfecțiunile pe care le-am lăsat în urma nenorocirii cu Delta și totodată urma să ajute foarte mult vopseaua să se prindă mai bine. De data asta vopseaua și prea a fost pe bază de apă ca să evit orice fel de problemă potențială, pentru că m-am săturat de probleme potențiale în cazul spreierii cu spray-ul. Două straturi au fost suficiente, după care am lăsat-o bine de tot la uscat. Am revenit apoi la gât și la headstock, sau capul chitarei. Am dat jos din nou, cu Delta, toată vopseaua. Din nou un proces greu, mai ales în zonele alea de acolo, din jurul găurilor, unde vopseaua s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu ea. Am nivelat cât am putut și la fel, primer și două straturi de apă. Bă, sunt momente câteodată când ai planul gata făcut și totuși te răzgândești pe parcurs. Știți asta? Da, mie mi se întâmplă tot timpul. Ideea e că din alt proiect am găsit o vopsea aurie. Ceva vegan, nu știu, nu mă pricep la vopselul, nu mă întrebați. Dar ăsta trebuie să fie cea mai mișto nuanță de vopsea aurie pe care eu am văzut-o vreodată. Și am zis, nu pot să nu folosesc asta pe chitara principală. Așa că a intrat în acțiune planul auriu. Asta era noua schița chitarei. E practic același model, știu, plictisitor, îmi pare rău dacă ați venit să mă vedeți pictând altceva, ați greșit videoclipul. Îmi plăcea mult modelul pe care îl făcusem inițial, dar era foarte prost executat. Am vrut să-i dau un update, să-i dau un refresh și asta era noua schiță după care urma să mă țin. Chitara albă, niște nori aurii în spate, cumva un redesign cât de cât al flamingo-ului pe care îl desenasem inițial. Mă gândeam că norii aia o să-i fac cu vopseaua asta aurie, așa că am comandat un pickguard auriu din aluminiu de data asta ca să fie solid. Însă după alte căutări și inspirație, l-am găsit pe tipul ăsta pe Instagram, care face niște chitare premium de vreo 4.000 de euro, 4-5.000 actually, cred că, dar care arată în felul ăsta. Și am zis, mă, eu oricum voiam să fac niște nori aurii în spate, dacă îi fac efectul ăsta de marmură cu auriu, poate o să arate ca niște nori. Am experimentat un pic pe partea din spate și, ok, n-a ieșit cum trebuie, n-arată ca la el, el a folosit altă tehnică de pouring, de vopsea acrilică probabil. Eu m-am descurcat cu ce-am putut, dar nu cred că a ieșit așa de rău. Și până am ajuns la partea frontală a chitarei, deja cumva învățasem pe spate ce am greșit și ce trebuia să fac mai bine. Am făcut treaba asta și pe headstock, ca să aibă look-ul complet de la un cap la altul. Cum am zis, nu a fost tehnica potrivită, n-am avut nici materialele potrivite, dar m-a dus cumva către un rezultat destul de acceptabil. Acum, după uscarea vopselei aurii, a venit momentul să îngrijesc gâtul. Până la urmă e cel mai important lucru la o chitară, că pe el cânti, pe el îl simți în mână. I-am făcut o nivelare de freturi, pentru că în timp practic corzile se apasă pe freturile alea, pe bucățile de metal. I-am dat crowning, adică le-am rotunjit frumos la suprafață și le-am polișat foarte bine cu steel wool. E, în română, nu știu, nu avem cuvânt pentru ea, lână de oțel, să zicem, nu știu, e un mănunchi de fărâmituri de oțel. Odată cu asta am șlefuit și norii pe care îi desenasem inițial și pe care îi și lăcuisem în clipul precedent, pentru că rămăseseră așa și mi-am dorit să fie ceva mai netez și să nu se mai vadă atât de mare diferența între lemnul normal și pictura pe care eu o lăcuisem. I-am aplicat două straturi zdravene de lemon oil, care nu e ulei din lămâi, așa doar așa se numește că miroase un pic a lămâiță. O substanță specială pentru lemn ca să rehidrateze și uite așa am readus gâtul chitarei la viață. Am început schița desenului pe o foaie de hârtie. Am avut grijă la detalii, am încercat să-l îmbunătățesc, m-am jucat un pic cu dimensiunile ochiului, cu dimensiunile ciocului, cu dimensiunile capului și așa mai departe. La fel și la flamingo mic care ține doza aia în picioare. Am folosit mega super tehnica de transfer de desen creion și pe partea alta paginii. Am retrasat frumos desenul prin desenul original ca să rămână imprimat pe chitară. Am făcut același lucru și la headstock, unde mi-am pus logo-ul meu și logo-ul original Harley Benton cu care venise chitara. Am bandajat foarte bine headstock-ul. L-am lăcuit cu grijă în vreo 3 straturi de lac poliuretanic cu multă uscare și jlefuire între straturi și l-am lăsat să se usuce. Da, revenim și aici. Ideea e că eu nu prea fac bine ce fac. Toată spreierea a fost făcută pe balcon cu, da, ok, câteva măsuri de siguranță. Am deschis geamul. Nu faceți asta, nu reproduceți ce ați văzut în clipul ăsta. E foarte toxic să spreiezi în casă, mai ales fără mască de protecție, cum am făcut eu. Da, știu că nu-i bine, am ținut doar să vă avertizez să nu faceți asta. Și într-un final a venit momentul să pictez real chitara. De data asta am vrut să folosesc o tehnică de pensul. Am zis, băi, o să o pictez, nu o să o mai desenez cu marcare.
Păi până la urmă avem artwork de băieți mari, nu? Am găsit o vopsea acrilică extraordinară cu niște nuanțe superbe, de care m-am bucurat super mult și m-am bucurat că am găsit genul ăsta de vopsea. Am aplicat-o ușor în mai multe straturi și cumva mă bucur că au rămas dâre de pensulă, pentru că eu chiar asta voiam să se vadă, voiam să se vadă dâre de pensulă, nu să fie suprafață perfect dreaptă din, nu știu, carioca. Planul inițial era să mă cam rup de stilul ăsta de cartuniș, să fie ceva mai realist, poate mai low contrast, fără contururi prea groase sau prea evidente. Cu toate astea am revenit. Nu puteam să nu revin cu un contur maro, dar pe care l-am făcut tot așa cu pensula. L-am făcut maro doar de dragul de a nu-l face complet negru. Am evitat să folosesc negru în orice punct al desenului, ca să evidențiez, cum am zis și mai devreme, ideea asta de low contrast, adică de contrast mic, în care negru nu-i foarte negru, albul nu-i foarte alb. După realizarea picturii am pictat și pe pickguard, însă din păcate nu am niciun fel de filmare cu pickguardul în afară de asta în care îl pun peste desen. Cred că l-am făcut destul de bine să se continue acolo la cioc și în special pe doza aia pe care am pictat-o în clipul anterior. V-am zis că revin la headstock. Nu mi-am dat seama, dar lacul poliuretanic poate să aibă o tentă galbenă, care nu se vede de la primul strat. E genul ăla de lac care în mod normal se folosește pe mobil. Deci până la urmă headstock-ul mi s-a făcuse o tentă de galben după vreo 3-4 straturi de lac. L-am șlefuit un pic în speranța că o să subțiez din stratul ăla și că o să se retransparentizeze un pic, dar în procesul ăsta i-am dat relic. Adică a început să-l zgâri la anumite puncte cheie. Îl făcea să pară că e vechi, că cineva l-a lovit acolo sau l-a zgriat. Chitara a primit un prim strat de lac bicomponent exact ca data trecută, un lac 2K. Inițial am zis că o să o fac cu alt tip de lac, pentru că eu am crezut că a rămas moale pentru că n-am folosit lacul potrivit. Cu toate astea am avut o experiență extraordinară cu lacurile astea 2K, pe skateboard, pe doza pe care am pus-o în chitară și chiar și pe pickguard-ul chitarei am avut foarte mare succes cu lacul ăsta. A, și chiar pe încă o chitară am făcut-o rus și am spreat cu lac bicomponent și a ieșit perfect, deci nu era lacul de vină. La numai 24 de ore după spreiere m-a dus deja la un rezultat super frumos, dar bineînțeles cum voiam să mă asigur că o să reziste în timp, i-am dat o șlefoială rapidă pentru un pic de aderență și un al doilea strat subțire, ca să fie acolo. Headstock-ul și pickguard-ul au fost și ele lăcuite, dar nu am nici de data asta filmare cu momentul respectiv, însă ne apropiem foarte repede de momentul asamblării. Pentru proiectul ăsta nou am cumpărat, după cum urmează, un bridge fender auriu ca să-mi înlocuiască componentele vechi negre, plec din ăsta pentru mufa jack tot auriu, cheițe aurii Goto prinse la un preț absolut fantastic, un nut Graftec ca să-mi înlocuiască pârleala de plastic pe care o avea chitara, o componentă care habar n-am cum îi zice în română, o să-i zic string tree pentru că așa zice în engleză, o să vedeți imediat unde se montează, așa că am început cu schimbarea nutului. E o componentă foarte importantă pentru că pe aici trec corzile. Nutul meu e de plastic, așa că foloseam grafit, efectiv bucată din mina creionului răzuit așa cu cuțitul, ca să se lubrifieze tăieturile alea pentru corzi. Nutul ăsta de la Graftec e dintr-un material special pe care ei îl numesc Tusk. Practic se autolubrifiază și nu mai e nevoie să-l dau cu creion. Diferențele astea se aud și la sunet. A trebuit doar să-l șlefuiesc puțin, să-i dau forma potrivită pentru chitara mea și să-l lipesc cu două picături mici de super glue. Mai departe, cheițele sunt Goto, probabil cea mai cool firmă de cheițe, maxim de stabilitate în acordaj, nu bat, nu troncăne, se învârt super ușor și mai ales arată mega cool. Serios, aici vin string triurile de care ziceam, sunt două chestii de metal care țin corzile la înălțimea potrivită, deci mă rog, așa arată headstock-ul după asamblare, super frumos, îngrijit și shiny. Cât despre corpul chitarei, chitara are nevoie, după cum știm, de electronică. Am păstrat bineînțeles dozele Fishman pe care le-am cumpărat clipul trecut, doar ce era să fac cu ele. Am păstrat până la urmă cam toată electronica care fusese instalată înainte și am transferat-o în pickguard-ul ăsta de metal. Cu toate astea am reîncălzit mare parte din contacte ca să reîmprospătez fluderul și lipiturile, predominant lipiturile astea urâte pentru pământare. După cum se vede, pickguard-ul se potrivește perfect, am legat jack-ul, am pus o baterie pentru doze și am testat bineînțeles dozele prin cablu. Știu că buzei puțin, dar lipsește una din împământări. Până aici e ok, mă bucur că se aud. Am instalat plăcuța care ține jack-ul, am înșurubat-o și am pregătit aceste șuruburi aurii pe care le-am comandat de pe un site chinezesc. Am instalat deja câteva pe o altă chitară și am remarcat că oxidează și nu mai rămân aurii, așa că le-am uns cu puțin WD-40 în speranța că o să aibă mai multă rezistență în timp. Așa că am montat 2-3 șuruburi la pickguard ca să stea pe loc, am montat bineînțeles bridge-ul foarte important care urmează să țină corzile și am trecut pe spate. Aici pe spate trebuie montată gheara asta care ține bridge-ul sub tensiune cu ajutorul arcurilor.
dar și mai important, ține pe ea împământarea despre care vorbeam mai devreme. Firul ăsta e conectat prin toată electronica chitarei la jack și face bâzâitul ăla de mai devreme să dispară. Am montat butoanele pe potențiometre, mi-am scris numele și semnătura aici în interior unde o să fie acoperit de gât. Nu trebuie să fie neapărat vizibil, dar mi se pare cool dacă cineva mai umblă vreodată la ea, să vadă cine s-a ocupat de ea. Am strâns șuruburile care țin gâtul prins de corp, i-am montat și astea aurii pentru curea, nu știu altfel cum se numesc. Am pus cu grijă corzile rând pe rând, am acordat-o și am sperat să fie bine. Asta e noua mea chitară veche, care a fost veche și data trecută, deci acum e nouă, deci e noua chitară veche. Noua chitară veche. Nu, noua chitară. Vechea noua chitară veche. Hă? Hă? Păi, între momentul în care am încheiat filmările pe care le-ați văzut și momentul actual, cam aproximativ o săptămână și un pic, am mai primit câteva modificări. I-am introdus aici între gât și corp, i-am introdus o bucată de lemn ca să înalțe un pic gâtul. I-am făcut, bineînțeles, un setup complet la corzi, corzile setate absolut perfect pentru cine cântă la chitară. Vorbind de action, adică de înălțimea corzilor față de gât, avem undeva la 1 mm la coarda subțire și 1,5 mm la coarda groasă. Am intonat-o cu grijă să fie totul bine, fiecare fret să fie practic nota potrivită. Așadar, noua mea chitară. Lacul încă nu e absolut perfect, nu s-a uscat perfect peste tot, adică încă lasă mici urme de unghii, dar e absolut incomparabil cu felul în care era înainte. N-am vrut să umplu chitara cu prea multe straturi de lac cum am făcut data trecută și să risc să din nou să nu se usuce cum trebuie. De-aia nici n-am mai șlefuit-o și n-am mai polișat-o, așadar se vede textura pensulei pe care am folosit-o și se și simte la mână, dar este protejat cum trebuie. Se simte bine când la ea, cumva mă inspiră și mă face să mă simt de parcă chiar am o chitară scumpă. Deși inițial, cum am zis, chitara asta a fost undeva la 350 de lei, 400 maxim, am transformat-o în ce se observă astăzi aici. Data trecută îmi dădea senzația că e homemade și că e absolut groaznică și felul în care executasem lucrarea cu vopseaua și cu spray-urile atunci o făceau să se simtă mai ieftine și mai prăpădită decât era ea de fapt. Până la urmă, cum am zis, asta a fost premiza, să onorez prima mea chitară și să o transform în ceva superb. Nici acum nu e perfectă și nu o să fie vreodată. Dar e perfectă pentru mine. Adică dacă o luăm așa să-i căutăm mici defecte, am rănit super grav lemnul în timp ce dădeam cu dalta. Are niște urme de scursură de vopsea pe aici, pe spate, dar mă rog, îmi place foarte mult. Nici nu mă mai interesează chestiile alea. Dar e bine, da, e surprinzător de bine. Headstock-ul a ieșit la fel surprinzător de bine. Ia uite-mi ce lucește headstock-ul. Da, e bine de la un cap la altul. Față-spate, nu mai avem problemele alea de înflorituri și sperăm să nu le mai avem în timp de la presiunea componentelor. Mă rog, norii de pe fretboard nu sunt absolut perfecți, au niște crăpături în ei. Șuruburile nu stau perfect nivelate cu pickguard-ul, dar din nou, prin comparație cu ce ieșise data trecută, eu cred cu toată tăria că am făcut cea mai bună îmbunătățire pe care o puteam face. Cel puțin cu abilitățile mele de acum, ne mai vedem peste 2 ani. O curea albă cu auriu, bineînțeles, ca să-i completeze look-ul ăsta așa, de alb cu auriu, bineînțeles. Ce să vă zic, vă mulțumesc foarte, foarte mult că v-ați uitat cu mine în acest videoclip. Cu mine, de parcă și eu mă uit cu voi, știți, vă spun, nu chiar și cum eu sunt videoclipul. Ce tare asta! Nu, eu nu mă uit la un videoclip, eu sunt videoclipul. O să o tot vedeți pe Instagram, bineînțeles, Aron Dumicu cu Mihai. Însă pentru moment, cam atât de aici. Eu am fost Nicu, asta e noua mea chitară și ca de obicei până data viitoare, să ne auzim cu bine.